Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. Vom discuta despre despărțirile anului 2023, iar împreună cu mine este o doamnă specială, doamna Carmen Hara, din America. Va spune toate lucrurile interesante pe care dumneavoastră vreți să le auziți. Bună ziua! Bună ziua, scumpa mea! Ce faceți? Mă bucur să te văd! Ești o frumoasă ca de obicei și te pup și te iubesc și iubesc pe toți cei din emisiunea ta, toate femeile superbe din jurul tău și vă doresc să pășim în anul care vine așa cu un entuziasm și cu o bucurie deosebită și să proiectăm tot ce se poate proiecta mai bine despre noi și despre tot ce ne înconjoară. Așa este, poate discutând niște lucruri se vor întâmpla altele mai bune în anul 2024. Eu vin cu un subiect acum în fața oamenilor și în fața dumneavoastră destul de dezbătut în presa din România în 2023. Toate separările care au avut loc și vreau să vă spun că multe dintre ele au fost neașteptate, pentru că ele durau de foarte mulți ani, iar unii se așteptau cumva să ajungă personajele la altar, nici de cum să se separe. Și aș dori să începem cu Dorian Popa, un cântăreț foarte îndrăgit în România, mai ales de generația tânără. El avea o relație de 11 ani cu Claudia și mulți sperau ca în anul acesta 2024 să asistăm la o nuntă. Din păcate, am asistat la o despărțire. Ei au niște date de naștere care poate au făcut să se ajungă aici. Dorian Popa este născut pe 7 august 1988, în timp ce Claudia Iosif, fosta lui iubită, pe 8 ianuarie 1983. Aș vrea să discut cu dumneavoastră toate lucrurile legate de această despărțire, pentru că e o despărțire, vă spuneam și la început, total neașteptată. Înainte de asta să spun că eu n-am nicio plăcere să văd divorțuri, ca nimeni nu vrea să le vadă și toți am vrea ca să trăim împreună în armonie și ca mariajele să țină. Dar adevărul este, ca psiholog eu văd din 100 de mariaje, 60% se termină într-o separare. Și de-a lungul anilor eu m-am tot preocupat, dumne, de ce se întâmplă tot timpul aceste divorțuri? Și până la urmă am ajuns la concluzia că arhetipurile umane pe care fiecare din noi le reprezentăm pot fi interpretate prin conceptul lui Pitagora, prin numere. Că numerele sunt o formă vibrațională care ne ajută să înțelegem cum ne manifestăm. Deci noi toți avem un cod divin, adică data noastră de naștere, care poate fi interpretat psihologic, dar felul în care noi ne exprimăm emoțional poate fi interpretat numerologic. Și atunci am și scris o carte, de fapt, vreau să-ți o arăt foarte repede, care abia mi-a apărut, se numește Numerologia relațiilor și îți arată câte feluri de relații există și în care relație tu te găsești. Eu mă uit la cei doi și gândesc ce am scris în carte și îmi dau seama, compatibilitatea lui cu ea este, duce la, la o relație de tranziție. Și relațiile tranzitorii poate să țin un an, o lună sau 10 ani sau 11 ani, dar nu merg dincolo de ciclu de 12. Iată că aici este o relație care nu e foarte compatibilă, e mai mult de înțelegere între ei. Probabil că a fost și o chimistrie, o atracție, un anume nivel de compatibilitate la început, dar relația încet, încet ea s-a plafonat, s-a deteriorat și mai este și o explicație medicală. Se spune că doi oameni când stau foarte mult împreună, dopamina din creier, care este un hormon al creierului, începe să scadă. Când scade dopamina, atracția fizică nu mai există. Și asta explică de ce oameni după 10 ani de mariaj nu se mai simt atrași unul de altul. Explicația medicală este nivelul de dopamină. Un lucru care lumea nu știe, nici nu îi dă importanță. Dar iată cât de important este. Aici însă trecem de nivelul de dopamină și ne uităm la
corelația care există în relația asta. Eu compar relația asta cu Jennifer Lopez cu P. Diddy, pe care Jennifer a venit la mine și ea era numărul 3, a P. Diddy era numărul 4. Aici avem numărul 3 care intră cu numărul 4 care este ea. Relațiile astea nu țin. 4 și cu 3 nu o să se înțeleagă niciodată pe termen lung. Sunt relații temporare. Și deci pe mine nu mă surprinde separarea asta între ei și asistăm la o relație temporară. Mai mult de atât, niciunul dintre ei nu a cifra 6 în codul vieții. Ce înseamnă? Niciunul dintre ei n-are familie. Dacă noi suntem privați de anumite vibrații din codul vieții, ne arată longevitatea, familia, totul. Dacă noi în codul vieții noastre nu avem familia, stăm împreună, stăm, dar nu creăm o familie. Deci iată ce se întâmplă aici. Aici nu avem la niciunul din ei, deci ei sunt deficitari, amândoi la a-și construi o familie, de asta nici nu s-au căsătorit, și sunt deficitari energetic să se potrivească în timp. De asta relația lor este tranzitorie. Adică nu există nicio șansă să se revadă peste o perioadă de timp și să se împace. Nu, nici vorba de așa ceva. Dar eu aș vrea să le spun că poate, dar ar însemna să contrazic legile astea care sunt fundația existenței noastre și a felului în care noi ne manifestăm. El este un extrovertit, este un talentat, el este un 3, Jennifer Lopez, plin de să dansezi, să cânt, să stai în cap, să antrenezi lumea, iar ea altă cu totul și cu totul altă formă de manifestare. Ei aici se bat cap în cap. Ea este o analitică, ea este opozitul lui și până la punctul în care ei intră într-o fază de conflict și de acolo s-ar rupt și ea nu se mai leagă niciodată. Foarte interesant. Spuneați de cei 10 ani din punct de vedere medical, unde nu poți, dacă treci un prag și nu-l gestionezi bine, nu rămâi împreună. Și Cătălin Bordea, cu soția, fosta soție Livia, n-au reușit să meargă decât un an peste cei 10 despre care vorbeați dumneavoastră. Au fost 11 ani împreună. Din păcate au divorțat în iulie 2023, ea având acum o relație cu cel mai bun prieten al soțului, că așa se mai întâmplă prin showbiz, așa, cu Spike. Datele lor de naștere sunt: Bordea s-a născut pe 16 decembrie 1984, Livia pe 25 septembrie 1988, iar Spike, cel care este a treia persoană în cuplul acesta, 21 aprilie 1985. Pot să spun un singur lucru, că Bordea și cu Lidia, ei au avut o relație dificilă, lumea poate nu știe. Relația asta este o relație care devine toxică. Combinația între codificarea lui, care vorbește clar de un divorț, deci este evident că el este cel care e generatorul divorțului și nu ea. Ea este o iubăreață, ea este așa, el este cel care pune frână la relația asta, dar relația între ei este ca pisica cu șoarecele. Ăștia doi niciodată nu s-au înțeles, de chiar dacă au pozat, să nu, eu nu cred în asta, pentru că eu văd că energetic devin o relație toxică. Exact așa cum a fost Kim Kardashian cu soțul ei, deci de care a divorțat și s-a dovedit că a fost cea mai toxică relație. Dar iată că, și am spus de la început, dar niciun ziar american nu a vrut să mai ia în considerare, că nu le-a plăcut, că era o predicție negativă. Și că predicțiile negative sunt luate, dar de ce ne spui ceva așa care nu ne convine? Păi ori vreți să știți adevărul, ori nu, dar alegeți. Deci iată că între ei doi, divorțul era inevitent. Dacă cineva m-ar fi întrebat acum, trebuia să spuneam ăștia doi, vine ziua când vor divorța, deși părea că nu se poate, iată că s-a întâmplat. Vreau să văd ce se întâmplă cu Spike. Da, uite, știi ce e interesant? Cu Spike are o relație karmică. Relația cu Spike poate să meargă, pentru că e karmică. Ce înseamnă? Ei undeva au o memorie, ceva există între ei. Deci iată că nu mă surprinde deloc această
situație și nu mă surprinde deloc că ea se asociază cu Spike, că ea s-a simțit de mult conectată cu Spike. Și aici poate nu știm nimic din adevărul adevărat. Nu știm exact ce s-a întâmplat dincolo de culise. Dar, de fapt, relația ei merge de 1000 de ori mai bine cu Spike decât cu soțul ei de care a divorțat. Este foarte posibil, în momentul în care faci un pas atât de mare, într-adevăr, atracția față de cealaltă persoană este imensă. Dar hai să-ți mai spun ceva care poate să fie așa amuzant și de necrezut. El, Bordea, are o relație karmică cu Spike și nevasta lui are o relație din vieții anterioare. Aș putea să spun că într-o viață anterioară, acest triunghi a mai experimentat așa ceva, dacă credem în vieții anterioare, pentru că dacă îi văd într-o altă viață, îi văd într-un alt timp în care ei doi s-au bătut de la ea. Dacă poți să crezi așa ceva, apare o nebunie, o fantezie, un vis, o imaginație excesivă, dar faptul că el, codificarea lui coincide cu anul când se naște Spike, iar codul ei al vieții coincide cu codul lui Spike, aici sunt niște lucruri care trebuie să înțelegi profunzimea conceptului pitagorean ca să vezi asociațiile cum le fac eu. Dar pot să spun că în viziunea mea, tot ce se întâmplă acum este o repetare a unei existențe anterioare. Și nu mă surprinde deloc și exact așa trebuia să se întâmple. Hei, uite, și exact așa s-a întâmplat. Mai avem o despărțire. Oamenii aceștia nu au fost căsătoriți, însă ei au format un cuplu pe care românii l-au îndrăgit. Este vorba despre George Burcea și Bibiana Sposub. Ea actriță, el actor, erau de fapt împreună, formau un cuplu foarte frumos. Doar că după 3 ani și-au spus adio. Culmea, după ce au fost în America, el și pentru cei de acasă, cei care știu, el joacă într-un serial american extrem de îndrăgit, a și fost împreună cu Viviana în Statele Unite pentru a-și promova rolul pe care îl are acolo. Ei cred că i-a plăcut foarte mult lumea nouă și ar fi vrut să rămână acolo, însă el a decis pentru fetele lui să se întoarcă în țară și de acolo și ruptura. George Burcea este născut pe 18 ianuarie 1988, iar Viviana Sposub pe 21 iunie 1997. Și aici vorbim de o relație karmică, pentru că codul vieții ei coincide cu anul când se naște Burcea și astea sunt relațiile karmice. Doar că el este un însingurat și un neînțeles în felul lui. Este un om din cauza codificării lui care este foarte introvertit, înțelegi? Foarte umanitarist, foarte o căldură extraordinară, un om superb, foarte talentat, dar este interiorizat și lui va fi foarte greu pe parcursul acestei vieți să aibă o relație care să meargă 20-30 de ani în viitorul lui. Lui va fi greu, dată fiind codificarea lui. El, aș putea să cred că la un moment dat rămâne singur pe parcursul vieții. Codul vieții lui nu-i permite să se lipească așa de ușor. Se lipește temporar. S-a mai lipit temporar, s-a rupt, s-a lipit din nou, se rupe din nou și circumstanțele par să nu-l favorizeze, dar în esență nu este adevărul. Adevărul e altul. El nu se asociază așa de ușor cu nimeni pe parcursul vieții. Ea însă este cu totul altfel. Ea e și pragmatică, e și mai realistă decât el. Ruptura a fost dureroasă pentru că se conectau karmic dintr-o altă existență. Deci la ei, dacă nu-și rezolvă karma, va fi greu pentru ea să-și găsească pe altcineva. El e fericit și singur, asta pot să vă spun. E fericit cu copiii lui, e fericit cu realizările lui și în special cu cariera lui. Și nu-l văd imediat intrând în nimic serios și când intră poate să fie din nou pentru o perioadă scurtă. La ea trebuie să soluționeze ce a creat cu el ca să poată să meargă mai departe.
Există vreo posibilitate ca ei să se revadă și fiind această parte karmică să reia ceva de unde Doar dacă ea vrea să reia ceva, atunci da. Doar dacă ea este cea care se întoarce către el, pentru că ea este cea care nu a rezolvat ceva. El se rupe mai ușor, ea se rupe mai greu din relația asta. Și dacă ea vrea să se întoarcă, există o șansă de reîntoarcere. Deși eu undeva mă îndoiesc, pentru că în părerea mea ea cunoaște pe cineva care e mult mai tânăr și mai apropiat de vârsta ei, care e tot în domeniul artă și muzical, deci altceva se întâmplă pentru ea, doar că ea trebuie să se uite înapoi să vadă acțiunile ei cu George, unde ceva nu s-a finalizat, unde a rămas ea cu durere în suflet, ca să poată să meargă mai departe. El va merge mai departe, și dar spuneați că va găsi și el dragostea foarte greu, pentru că este un tip interiorizat și... Foarte interiorizat și are și o tendință de adicție, că interiorizezi, care sunt el e dominat de subconștient. Și aici el are o tendință destructivă, o tendință de adicție, deci trebuie să fie foarte atent la abilitatea lui, la vulnerabilitatea lui, ca să nu cadă în această adicție și să devină victima propriei lui adicție. Deci el are o problemă psihologică cu care se confruntă și asta este primul lui dușman și în al și-a găsi o relație care să-i fie bună. Să sperăm că George, ca și Viviana, nu știu, vor ajunge cumva în anul 2024 să-și găsească perechea potrivită. Mi-au plăcut dintotdeauna amândoi. Îi cunosc și foarte bine, ca de altfel pe toți cei pe care îi discutăm aici astăzi. Dar acesta este subiectul. Oamenii s-au despărțit, au ajuns la capătul drumului în 2023. Dacă despre George și despre Viviana am vorbit, aș vrea să vorbim despre un divorț extrem de mediatizat pe care l-am mai dezbătut cu dumneavoastră aici în emisiune, însă lucrurile s-au mai schimbat pentru că se petrec cu repeziciune în viața lor foarte, foarte multe situații. Dea Maxer și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de relație. Fiecare are un alt drum în acest moment. El este într-o relație cu Magdalena Chihaia, o cunoscută dansatoare și actriță, iar ea are o legătură cu un băiat foarte interesant, pe care se pare că îl și iubește foarte mult, dacă stau să mă uit la postările pe care le-a pus în ultimele luni. Este vorba despre Robert Drilea. Și aici aș vrea să vă mai dau datele lor de naștere. Dinu Maxer este născut în noiembrie 27, 1973. Dea Maxer, 16 februarie 1990. Robert, în 23 august 1992. Iar Magdalena, iubita lui Dinu, pe 16 aprilie 1988. Foarte interesant că ei, adică Dinu și cu Dea, atâta timp cât Dea era forța conducătoare, că Dea este o femeie foarte dinamică, foarte dârză, trebuie să fie lucrurile cum le vrea ea, într-un fel. Deci dacă Dinu nu joacă, cum spune Dea, atunci lucrurile nu mai merg. Și interesant, și-a găsit în noua lui iubită o femeie cu aceeași codificare. Parcă e făcută la Indigo, înțelegi? Și sunt similitudini în ce reprezintă, cum să spun, noua lui iubită. Aceeași gen de interes spre artă, același gen de dansuri. Și aici el parcă și-a ales pe cineva foarte similar, cu același cod de viață. El însă este foarte așezat, foarte calm, foarte... El are două divorțuri în codul vieții lui, nu știu dacă a mai fost divorțat vreodată, dar sunt două divorțuri. La ea, ea are și ea două divorțuri, dar relația cu Robert nu este ce credem noi. Și nu este ce crede ea și nu este ce crede Robert. Aici este toată
cum să spun, toată confuzia, știi că noi ne uităm pe niște postări și zicem, vai, da, ăștia doi se iubesc, dar nu știm exact ce se întâmplă între ei doi. Deci, relația lui Dinu cu Magdalena îi dau șanse atâta timp cât Dinu o lasă pe Magdalena să fie forța numărul unu. Și atunci relația lui, pentru că el e foarte așezat. Dinu este un bărbat care e foarte calm, e foarte pragmatic el în felul lui și foarte cu picioarele pe pământ. Și foarte familist în felul lui. Ceea ce este foarte interesant, la toți aceștia patru, în codurile vieții lui, le lipsește familia. Deci iată cât de interesant, că noi în codul vieții nu avem numărul care indică familia, trecem prin separări, divorțuri și trecem nu odată, trecem și de mai multe ori. Eu însă văd șanse între Dinu și Magdalena, nu prea văd șanse între Dea și Robert în timp, pentru că undeva se izbesc cap în cap. Robert, care pare să fie foarte șarmant și așa, el însă e și un filozof, Delia însă este un pic agresivă relația asta și aici mă tem pentru el, iar pe Delia eu mereu în viziunea mea o văd cu altcineva care este un bărbat care să-i țină ei piept. Lui femeia asta îi trebuie un bărbat să fie pe măsura ei și încă nu l-a găsit. Și are în cap ea pe cineva care eu de mult am detectat, dar încă nu s-a întâmplat și o văd pe ea în cu totul altă situație, o să vorbim în viitor când lucrurile o să începe să se desfășoare altfel. Nu vreau să le dau vești bune, vești proaste, vreau să le dau vești bune, atâta timp cât sunteți împreună, trăiți-vă momentul, carpe diem, fiți fericiți, onorați-vă unul pe altul, faceți tot ce puteți ca lucrurile să progreseze. Când se vedeți că lucrurile se încurcă undeva sau încep să să-și capete, încercați să vedeți dincolo de momentul respectiv. Deci ți-am dat așa cam o idee unde merg lucrurile în viitor în aceste două cupluri, unde găsesc foarte interesante similitudinile între cele două persoane, Magdalena și Dea. Este chiar fascinant. În schimb, Dinu e complet diferit de Robert. Și poate că de asta avea nevoie de ea. Pe moment cel puțin. Avea nevoie de un alt fel de bărbat, da. Spuneți dumneavoastră. De o altă formă energetică, că noi suntem energii, noi ne manifestăm energetic în diferite feluri în funcție de codificările noastre divine, de arhetipurile umane pe care noi le reprezentăm. Da, foarte interesant. Și aș mai vrea să mai dezbatem un divorț. El era anunțat de foarte multă vreme, însă aici au existat împăcări sau, mă rog, șanse pe care și le-au acordat unul celuilalt. Este vorba despre Oana Roman și Marius Elisei. În sfârșit, după multe lucruri și care s-au întâmplat de-a lungul timpului, din nefericire și ei au ajuns pe 3 septembrie la un divorț. Divorțul a fost practic anunțat acum 2 ani, însă, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, ei au mai încercat să-și mai acorde șanse, au locuit împreună, au o fetiță, dar parcă nimic nu se mai leagă și acum ruptura este definitivă. Oana Roman este născută pe 13 aprilie 1976, iar Marius Elisei pe 24 septembrie 87. Iată că cel care, nu știu că mă credeți, a vrut să tragă de căsătoria asta este mai mult el. Chiar dacă lucrurile par altfel. Cel care vroia neapărat și unde eu, că el s-ar mai putea să vină la masa de tratative cu ea, la un împăcare. Divorțul e generat de ea, nu de el. Nu știu ce știți voi în media sau ce știți cum, sau ce afirmă ei, pentru că de multe ori noi afirmăm niște lucruri care de fapt sunt reinterpretabile. Dar după codurile lor și după formele lor de manifestare, generatoarea de separare este de multe ori ea în aceste încercări ale lui de a veni înapoi. Între ei este o relație de înțelegere, nu e neapărat o relație de mare iubire. Ei se înțeleg, deși se complimentează. Aici e o relație foarte complimentară. Și nu e o relație de suflet de pereche, dar ei s-au completat foarte bine.
Iar cel care eu cred că totdeauna ar vrea să facă pace este mai mult el. El care, pe care îl văd, nu știu cât îl știe lumea din România, foarte intens, foarte spiritual, foarte dornic să reușească și să reușească și material, dar are o, o forță a lui spirituală foarte frumoasă și o dorință a lui de a avea o familie. Dacă ea a hotărât până la urmă ca divorțul ăsta să fie definitiv, pe undeva poate blamându-l pe el, adevărul este undeva la mijloc. Însă pe el îl văd într-o altă relație și având un alt copil cu altcineva în viitor apropiat. Deci iată că avem niște surprize. Pentru ea, puțin mai greu, dar și la ea aduce pe altcineva în viața ei, care, interesant, pare să fie un om din politică, s-ar putea să intre în viața ei în următoarele 8 luni sau un an. Cred că și Oana avea nevoie de o schimbare și poate și la nivelul ei de inteligență, pentru că știm că ea este o fată foarte deșteaptă, o fată care vede lucrurile cu totul diferit, a studiat afară. Poate că în unele relații, atunci când iubirea se duce, ajungi să nu mai comunici la un anumit nivel. Nu, și nu cred că au comunicat niciodată, Cornelia. N-au comunicat. Deci la capitolul ăsta e perfectă dreptare. Comunicarea a lipsit. A fost dorința lui de a avea această familie. Ea pe undeva cred că și-a dorit acest copil care l-are și ea este într-adevăr, este o forță, o deșteaptă, o minunată, o persoană foarte răzbătătoare, extraordinar de realistă și ancorată în realitate și cu un simț deosebit. Dar cum îți spun, ea își dorește cineva care să fie la, cu care ea să se potrivească, cu care să aibă corespondența aia care nu a avut-o cu el, înțelegi? Și la nivelul acesta, da, mental. La nivelul intelectual, pentru că în relații gândirea, intelectul joacă un rol extraordinar de important. Poate mai important decât sexul. Că noi spunem, ok, sexul, nu e totul sexul. Dacă nu este un stimulant mental, multe relații care se bazează doar pe atracție fizică și nu pe o intimitate emoțională, colapsează în timp. Dar eu o văd pe ea, în sfârșit, găsindu-și pe cineva care să fie corespondentul ei și la nivelul mental. Și aici ea va fi mult mai fericit. Și atunci a luat și cea mai bună decizie până la urmă. Divorțurile sunt dureroase, separările toate, sunt cu lacrimi, nu, chiar și pentru cei care decid să plece ei primii, dar uneori acești pași sunt foarte buni pentru o viață viitoare, pentru o relație viitoare. Considerați că anul 2024 va fi unul în care vor exista turbulențe la nivel emoțional, vor fi multe divorțuri sau va fi un an mai liniștit din punctul acesta de vedere? Nu, ăsta fiind un an turbulent, aduce multe divorțuri. Chiar divorțuri unde nici nu visați că s-ar putea, exact cum s-a întâmplat și anul ăsta. Pentru că ăsta e un an surpriză, fiind un an karmic, aduce la lumină niște lucruri despre cupluri unde ați crezut că totul este lapte și miere. Deci iată că anul ăsta din nou vine și ne surprinde pe toate tărâmurile și la nivelul relațiilor de cuplu. Să ne așteptăm la surprize, oricum o să ne revedem aici de fiecare dată și o să discutăm ce se întâmplă în cuplurile care se vor destrăma, dar și cu alte ocazii pozitive, cu lucruri frumoase care se întâmplă, pentru că în lumea asta mondenă sunt și lucruri frumoase. Da. Și cum spuneați dumneavoastră, și în orice separare există o parte bună care te face să mergi mai departe și îți dă o altă energie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră de astăzi. Să aveți o după-amiază cât mai plăcută și vreau să ne revedem curând, așa, cu zâmbetul pe buze, cum sunteți dumneavoastră de fiecare dată, doamna Carmen Hara. Cu drag, vă iubesc și îți mulțumesc din suflet pentru tot, Cornelia. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi.
Sper că v-a plăcut emisiunea de azi, sper că ați văzut lucrurile și aceste divorțuri sub o altă formă. Ne revedem aici de fiecare dată să discutăm ce se întâmplă în lumea mondenă și nu numai, dar deocamdată vreau să vă bucurați de ziua aceasta frumoasă, să aveți o după-amiază cât mai plăcută și ne revedem curând. La revedere!